Ideea pentru acest proiect mi-a venit în urmă cu 15 ani, când lucram la prima mea compoziție pentru orchestră. Am visat atunci că aveam un fel de puteri supranaturale și puteam să inspir direct orchestrei sonoritățile la care mă gândeam, fără a mai fi nevoie să scriu o partitură. Și de atunci am rămas obsedat de a găsi o cale să fac acest vis realitate. După multe încercări eșuate, mi-am dat seama că, de fapt, dirijorul este cheia. Iar acum am în sfârșit mijloacele tehnologice necesare pentru a începe procesul. Numele meu este Constantin Basica. Sunt cercetător postdoctoral la Center for Computer Research in Music and Acoustics de la Universitatea Stanford din California. Aici desfășor diverse proiecte de cercetare creativă și inventivă în compoziție audiovizuală, experimentală și multimedia. Împreună cu colega mea Alchimia Nearness, doctor în neuroștiință, am inițiat proiectul Gesture-Based Orchestral Control via Artificially Quasi-Intelligent System, adică abreviat GBOCARIS. Q-ul este mut. Foarte pe scurt, ipoteza noastră este că gesturile dirijorale pot face mai mult decât să conducă o orchestră. Credem că pot fi folosite eficient în tipare complexe pentru a controla subliminal o orchestră ca pe un instrument organic, aproape viu. În acest scop, am dezvoltat cu Dr. Nearness un sistem de quasi-inteligență artificială pe care l-am denumit chiar GBOCARIS. Acesta operează într-un computer cuantic care funcționează pe bază de nitrogen, hidrogen și oxigen. În prezent, sistemul poate analiza și clasifica aproximativ 22 de milioane de gesturi distincte ale corpului, precum și 1375 de microexpresii faciale pe secundă. Obiectivul principal al experimentului este să expunem sistemul la o colecție largă de gesturi. GBOCARIS are nevoie de antrenament bazat pe experiențe umane pentru a le putea apoi raporta în mediul cuantic la structuri sonore coerente. La sfârșitul proiectului, sperăm că GBOCARIS își va crea un limbaj original de gesturi sonomotorice. Iar ținta finală este de a folosi GBOCARIS în viitor pentru controlul subliminal total al orchestrei în timp real. Odată ce sistemul va fi antrenat la un nivel suficient de avansat, credem că va putea să convertească idei sonore și muzicale direct în gesturi cu care să cânte efectiv la aparatul orchestral.
De-abia atunci visul meu va deveni realitate, însă avem încă mult de lucru până acolo. Experimentul nostru se va desfășura în două etape distincte, dar cu o metodologie similară. În prima etapă vom iniția un studiu în laboratorul nostru pentru a calibra și a antrena sistemul de quasi-inteligență artificială. Acest studiu va dura aproximativ 3 luni, în care vom recolta date motorice de la o serie de 22 de subiecți umani. Câțiva dintre aceștia vor fi chiar dirijori de profesie, însă majoritatea trebuie să fie non-muzicieni pentru a extinde posibilitățile sistemului cu gesturi neconvenționale. Datele vor fi prelevate de doamna Dr. Nearness prin două tehnici. Aceea de urmărire a mișcărilor cu un sistem de captură de mișcare, precum și tehnica de electroencefalogramă sau EEG. Cele două tipuri de date culese în această primă etapă vor fi digitizate și cuantificate, și vor facilita crearea de conexiuni neuronale în sistemul de quasi-inteligență artificială. Fiecare subiect uman va fi instruit să efectueze mișcări instinctive ale brațelor ca răspuns la o serie de structuri sonore generate algoritmic în laboratorul nostru. Gebocaris va prelua așadar nu numai datele despre mișcările subiecților, ci și corelația cu stările lor psihologice din acele momente și va face apoi o simulare completă a undelor de creier. A doua etapă a experimentului va fi crucială. Pentru completarea antrenamentului Gebocaris, va trebui să simulăm exact condițiile unui concert. Doar așa vom putea să-i oferim datele necesare pentru o modelare virtuală precisă a rolului dirijoral. Mai exact, vom lucra cu un dirijor de muzică simfonică pentru a integra sistemul într-o situație live. Vom angaja o orchestră profesională și vom invita un public select să participe la experiment. Etapa a doua va fi monitorizată cu senzori și aparate multiple, care vor fi instalate atât pe scenă, cât și deasupra publicului. Acestea vor include senzori de temperatură, de mișcare și stare emoțională deasupra audienței, senzori de analiză sonică pe bază de frecvențe și amplitudini montați în diverse puncte ale orchestrei, precum și sisteme de motion tracking, de electroencefalogramă și senzori de captare a microsunetelor de pe corpul dirijorului. Toate acestea vor fi conectate la sistemul central Gebocaris, pe care plănuim până atunci să-l transferăm într-un computer cuantic de dimensiuni reduse. Credem că sistemul va fi destul de avansat
la acel stadiu, încât să-și preleve automat datele. Însă eu voi fi acolo prezent și voi monitoriza personal procesul. Ca și în prima etapă, vom folosi o serie de structuri sonore generate algoritmic. Acestea nu vor avea în sine un rol muzical, ci vor fi utilizate ca șabloane pentru a stimula procesul de culegere de date EEG și motion tracking de la dirijor. Fiecare sesiune începe cu o calibrare de bază a sistemului de captură de mișcare. We then prepare the human subject for the EEG data collection, and we use a cap with 64 sensors to capture the neural activity in their brain. Once the human subject is connected to Jepocatris, we then make another calibration with the EEG, the motion capture system, and the subject in place.
Și abia atunci Gevocaris poate începe colectarea datelor și procesarea antrenamentului rețelei sale de quasi inteligență artificială. Markers on his hand fell off. Da, la care? On his left hand. Ah, da, o văd. Hai că mă să-i pun altul. Should I turn off the music? Nu, nu, lasă-o să meargă. Okay. Ieri am găsit în sfârșit persoana care va îndeplini rolul dirijorului în etapa a doua a proiectului nostru. Este vorba de Cristian Lupeș, un dirijor de succes din România. Dr. Nearness și cu mine îl vom pregăti pe maestrul Lupeș pentru această etapă a doua a proiectului printr-o serie de întâlniri prin videoconferință. Yeah, and in the meantime, our study is going according to plan. Thank you.
So we encountered some issues last week. Jebocaris malfunctioned when we attempted to transfer the quantum computer to a smaller enclosure for travel. Luckily, we noticed the problem in time, and the base algorithms have not been compromised. So we'll try the transfer again in an even smaller enclosure, which will require less air, but the same amount of water. Da, și mâine este ultima zi a studiului, așa că suntem nerăbdători să trecem la etapa a doua experimentală a proiectului nostru. Orchestra a fost deja rezervată, totul este pregătit, iar concertul va avea loc peste o lună de acum.
The result of our experiment in the second phase is unfortunately inconclusive. On one hand, Jebel Kadre successfully performed the gathering and processing of data in real time. The conductor and the orchestra fulfilled their tasks correctly. However, there have been some, let's call them, side effects. It seems that Jebel Kadre has managed to somehow penetrate the conductor's cortex through the EEG cap. Și acest lucru a dus la niște întâmplări neobișnuite, spre exemplu, anumite combinații de gesturi ale dirijorului au avut ca efect reacții motorice involuntare printre membrii orchestrei. Deși acest fapt nu a dus la repercusiuni permanente, am aflat de la instrumentiști că au rămas cu o senzație neplăcută de iritație în palme. De asemenea, unii dintre muzicieni ne-au atras atenția că instrumentele lor au suferit un fel de mici alterații fizice la nivel subatomic. Credem că acestea s-au întâmplat tot din cauza unor erori introduse de Jebocaris prin casca EEG în cortex, care au sugerat într-un final alterații greșite orchestrei, de exemplu diezi în loc de bemoli, triplu și quadruplu becari, nano bemoli cu microparticule de zinc și așa mai departe. Bineînțeles că am rectificat aceste mutații ulterior și am adus instrumentele la starea inițială. During the interview, the conductor complained about pain in the lower back and in the second left premolar. We couldn't trace exactly the origin of these pains, but we suspect they may have been caused by an inappropriate amount of water supply for Jebel Kadre. This probably led to an illusory dehydration transferred to the conductor through the EEG cap. Iar din punct de vedere sonor, au avut loc alterații în anumite frecvențe ale sunetelor instrumentelor, ce a dus la modificarea acustică a șablanelor muzicale prestabilite. Mai exact, registrul orchestrei a avut fluctuații de raze gamma și a trecut de câteva ori chiar în spectrul ultrasonic și subsonic. În plus, au apărut anomalii la nivelul timbral și credem că este din nou o reacție din partea Jebel Kadre la stresul inerent unui concert live. Acestea s-au manifestat prin procesări chimice și electronice ale sonorităților orchestrei, precum și prin transpoziții spontane. We believe these irregularities caused reactions at the cellular and psychological levels in the audience. Based on the data we gathered during the concert, we observed elevated levels of RBC and bewilderment. The sensors also picked up sensations of empathy, approximately 27%, and curiosity, 89%. Additionally, our measurement devices have detected small disturbances in the time-space continuum. It seems like the recordings have shown an increase in coefficient of dimension Y19. This resulted in a spontaneous relocation of the conductor's body on stage, as well as the compression and augmentation of the time axis. Concluzie, Dr. Nilnes și cu mine am decis să oprim acest proiect pe termen. Considerăm că sistemul Jebel Kadre în contextul unui concert. Așa că vom lucra la algoritmii de bază ai sistemului și sperăm să avem o versiune îmbunătățită în următorii 2 ani de zile.